De foarte multe ori copiii pot pune anumite întrebări trăznite, iar în acele momente adulții să nu știe pe unde să mai scoată cămașa. O astfel de întrebare mai sensibilă în care părinții ajung să se fâstăcească este cum se fac copiii. Ce se întâmplă însă când părinții ajung să deschidă această discuție cu cei mici și se și filmează făcând asta? O comedie de zile mari. Psihologii atenționează și spun că părintele ar trebui să-și facă un discurs și să nu fie prins nepregătit de discuție. Deși adesea această discuție vine spontan, ceea ce vrem să le transmitem copiilor trebuie totuși stabilit dinainte. Anterior începerii discuției cu fiul sau cu fiica, e necesar ca părintele să aibă o discuție cu sine și să vadă cum se poziționează față de acest subiect și mai ales ce stare are, ce emoții creează, pentru că uneori părintele poate să fie încărcat de frică sau poate că a crescut într-o familie în care acest subiect era interzis. Însă, de asemenea, nu trebuie nici să insistăm cu acest subiect, ci să ne racordăm la întrebările și curiozitățile celor mici. Cât despre vârsta la care trebuie început această discuție, iată ce cred părinții. Nu pot să discuți acum, la 11 ani, nu. De la 14 ani încolo, atunci, că atunci își începe viața sexuală. Și atunci e normal să îi spui, mami, vezi că uite așa, eu i-am zis, mare așa mai în glumă, mai în serios, mami, vezi, ai grijă cu fetele. Păi cred că de la 7 ani, 8 ani, da? Cred că trebuie să știe foarte bine și chiar ar trebui discutat la școală. Mai mult ar fi bună o oră de educație sexuală. 5-6 ani poți să vorbești cu ei. La vremea mea, care eu am 57 de ani, vă dați seama că atunci era o rușine să spui la copil pe unde te-ai născut. S-a avansat ipoteza vârstei de 8 ani. Ideea e că nu există un reper fix. Copilul va pune întrebarea atunci când simte curiozitatea și simte că există spațiu să-i o adreseze părintele. Iată cum a început această discuție pentru câțiva copii din Statele Unite. Today we're going to talk about how babies are made and where they come from. Would you like to know how babies are made? Made of water. Humans are made of water. Yeah, I knew it. That's true. From God. From God? I thought it was because of God that sent us down into your stomach to be born. Lămuririle părinților sunt savuroase. So mommy and daddy got together and we took off all our clothes. Oh. And we got inside the blanket, so we were really warm. And then mommy and daddy did a special dance, and there you were. That's how you were made. Oh my gosh, this is really, really, really not good if you took off all your clothes off. Psihologii spun că cel mai important este să se raporteze la sentimente atunci când vorbesc despre acest subiect. Bineînțeles că ei își vor lua informații din mass media, de la prieteni și în unele medii, aceste informații sunt încărcate de vulgaritate, de promiscuitate, de lucruri greșite. Este văzută doar o anumită parte din ea și este omisă tocmai partea cea mai importantă, și anume că sexualitatea este o forță creatoare, că trebuie să vină într-un anumit cadru protejat. În momentul în care simți niște lucruri profunde față de o persoană. Cert este că fie cu, fie fără educație sexuală în școli, sexul începe să nu mai fie un subiect tabu în familii.